echipele. Ceahlăul vine după o înfrângere la București cu Metaloglobus 1-2, în timp ce Mihai Radej după un 0-0 cu Slobozia. Ceahlăul nu a mai câștigat de două etape, Dejul însă de trei și nici nu a marcat în ultimele două. E o criză, zice, la cele două grupări și tocmai de aceea punctele sunt vitale pentru ambele tabere. Gazdele cu Ștefan Crel în poartă, în apărare Pedro Albino Stelian, stejerul capitanului echipei Mario Petkov și Bogdan Bacalu. În fața lor Agvasi, Viredu și Alexandru Onișa. Apoi Marius Avru, Mihai Necuțescu, Patrick Petre și Azdren Lulacu, vârf împins. Iată-l și pe domn profesor Cristi Pustai. De partea cealaltă, Dacian Năsta, începe și el cu portarul Iulian Anca. În apărare Claudiu Zanfirescu, Daniel Pop, Cristi Chira și Alexandru Șuteu. Cristi Chira este capitanul. Apoi Adrian Pop, Aurelian Ciuciulete și Victor Stankovici. În atac Florin Blaj, Denis Golda și Sergiu Ciocan. Pe lângă etapa anterioară de campionat, cele două grupări au jucat partide multe anterior. Au avut treabă multă, cum ar veni, au fost și tururile preliminare din Cupa României. S-a intrat în formă, cum se spune. Avem un moment oficial, dacă vreți, înainte de debutul propriu-zis al partidei. Un campion mondial la categoria junior, la proba practică radio simulat. E vorba de Clubul Sportiv Ceahlăul Piatra Neamț, secția radio amatorism. Ianis Scutaru, 12 ani, bravo Ianis! El dă lovitura de începere la mondialele din septembrie, luna aceasta din Bulgaria. Țara noastră a luat medalie de argint după Belarus, dar înaintea Rusiei. Înțeleg că e o luptă aici între noi și ei. Gheorghe Paisa este cel care l-antrenează, care de altfel este și trenorul lotului național. Și acum poate să înceapă etapa 8-a din Liga a doua. Să sperăm că vom vedea o partidă bună. Mâine la ora 12 vom transmite FC Argeș cu Șelimbăr, duminică la 12:30 Gloria Buzău cu Steaua, iar luni la ora 6 pur și simplu momente superbe pentru Ceahlăul. Iarăși intrare bună și scoate de pe linia porții Claudiu Zanfirescu. Este cea mai mare ocazie a meciului chiar. Ceahlăul putea deschide scorul la această fază. Claudiu Zanfirescu o salvează pe Unirea Dej. Centrare foarte, foarte bună. Încă o dată, aici este șutul lui Agvasi. Au fost câteva tentative de șut la poarta lui Iulian Anca. Reluarea pare altfel, însă aici e ocazia. Aici este ocazia. Vine bulgarul Mario Petkov și Zanfirescu scoate de pe linia porții. Acum o lovitură liberă. Chira, numărul 11, și mai e un sud-american, Corteleții, care și este uruguaian. Am eu 29 de ani și cu cetățenie italiană. La Rauri, care a intrat acum în teren, este la reușea mai multe Claudiu Zanfirescu, care, repet, a salvat-o practic pe Unirea Dej în minutul 45 de pe linia porții. A spus, a, gol! Gol Mihai Necuțescu! De ziua lui înscrie pentru Ceahlăul. Da, ce plăcut este să dai gol de ziua ta. Ce plăcut este să dai gol de ziua ta. Știe și domn profesor. Dați-i 10, domn profesor. Când faceți analiza meciului, dați-i 10. Senzațional. Mihai Necuțescu de ziua lui marchează la 25 de ani. O să-și aduc aminte de golul ăsta. E un gol așteptat și meritat. Mihai se bucură foarte mult alături de colegi și de suporteri. E bucureștean. A dus de Ceahlăul de la Buzău. Dinamo l-a aruncat în fotbalul mare. L-a împrumutat câteva sezoane la Chindia. Apoi l-a luat Buzăul 2023 și anul acesta 2022 și anul acesta 2023 la Ceahlăul. Lulacu nu marchează, dar e un bun coleg, cum se spune, un pasator decisiv la faza asta. Pune vârful ghetei acolo, cu crampoanele cred că a marcat. A șters un pic aici balon și Cristi Chira posibil să fie atins balonul. Asta însă nu elimină meritele lui Cristi Chira, care spuneam a fost impecabil în meciul la rece. Bună centrarea lui Zanfirescu, înaltă și cu efect. Ia să vedem la Adrian Pop. Recentrare! Gol! A văzut-o în plasă! Ce ocazie are Dejul prin fulga în minutul 8 de fault.
că fi pierdut arbitrul fluierul. E posibil. Ah, ce pas în spatele apărătorului. Atenție la fază. Ciocan scoate Crel. Nu s-a terminat. Oh, Crel! Intrare absolut nebună la mingea lui Crel. Asta e faza campionatului făcută de un portar. Wow! Stefan Crel cu o dublă intervenție uluitoare, minutul 86.